Bună dimineața! Deja văd că ați anticipat subiectul conferinței de presă. Așa cum se știe, avem astăzi o ședință extraordinară pe tema majorării prețului la gigacalorie, de la 274 la 445. Acest lucru a fost cerut de către administratorii judiciari de la Termica încă din luna august. Așa cum se știe, am mai intrat o dată în luna august cu un proiect de hotărâre care nu a fost votat. Consilierii atunci au cerut niște rapoarte ale celor de la administratori judiciari, rapoarte care înțeleg că sunt în curs de realizare, nu-i definitiv tabelul creditorilor, a fost contestat, niște chestiuni tehnice și juridice în care nu vreau să intru. Cert este că cei de la administratori judiciari, și am invitat ieri și consilierii locali la discuția cu administratori judiciari, au fost reprezentanți la toate partidele, și ei spun, conform legii, sigur că fiecare se apără cu legea în mână, nu pot, în calitate de administrator judiciar, să vând o marfă în pierdere la primăria municipiului Suceava. În speță e vorba de prețul gigacaloriei. Mai mult decât atât, ei spun că, la fel, conform legii insolvenței, pe perioada de insolvență n-au voie să crească pierderile, ca atare municipalitatea ar trebui să acopere pierderile pe care le are Termica de când a intrat în insolvență. Aceste pierderi sunt undeva în jur de 100 de miliarde de lei vechi. De aceea eu astăzi am venit cu acest proiect de hotărâre în care să aprobăm această majorare care nu va afecta populația la modul direct, deci populația va plăti tot 185 de lei pe gigacalorie. Efortul primăriei ar presupune undeva la un 30 de miliarde în plus pentru o lună de zile, luni ca termen 9-11-2013, când trebuie dat în funcțiune noua centrală și când cei de la bioenergie trebuie să fie solidari cu municipalitatea în măsura în care centrala nu se pornește la timp. Așadar, ar fi vorba de o sumă de aproape 30 de miliarde de lei, în funcție de câte gigacalorii vom consuma în această perioadă. Sigur că este mult, dar pus în balanță cu mii de miliarde, peste 4.000 de miliarde pe care le-am dat la Termica de ultimii 10 ani, n-ar fi un capăt de țară, mai ales că aici e singură problemă. Noi putem să ne duelăm cu cei de la firme de administrare judiciară, și zic că avem în argumente faptul că n-am fost notificați din timp, așa cum spune contractul de concesiune cu Termica, înainte cu 60 de zile am fost anunțați înainte cu 5 zile, faptul că ei sunt obligați conform acelui contract să mai furnizeze 6 luni de zile energie termică la primărie, la fel și conform legii energiei termice 325/2006, și sigur că avem argumentele noastre. Ei vin și ei cu argumentele lor. Suntem într-o bătălie juridică, dar această bătălie juridică în care noi putem să demarăm și o vom demara în paralel și cu, mă rog, aceste hotărâri de Consiliul Local, nu trebuie să afecteze populația, pentru că riscăm ca din această bătălie dintre noi și administratorii judiciari, cei care suferă să fie cetățenii municipiului Suceava. Vreau să vă spun că în perioada următoare, chiar dacă s-a încălzit sau se mai încălzește afară, temperaturile pe timp de noapte merg până spre 0 grade. Și este clar că trebuie să asigurăm căldură. Sunt aproape jumătate din școli din municipiul Suceava care n-au putut fi acordate separat la sistemul centralizat pentru că sunt pe circuite comune cu blocuri de locuințe. Ca atare, deci este imperios necesar să dăm căldură la școli, la fel și la populație, măcar pe timp de noapte. Nu ascund faptul că este o decizie greu de luat. Eu am avut discuții, este o decizie de nuanță politică, dacă vreți, de voință politică, până la un punct am avut discuții cu toți liderii din Consiliul Local, pe de-o parte, cu domnul senator Donțu, cu domnul deputat Bălan, cu domnul deputat Băișanu. Am avut discuții cu fiecare în parte și le-am spus părerea mea personală să acceptăm majorarea acestui preț, iar pentru celelalte aspecte să le discutăm, să ajungem în instanță, să nu sacrificăm populația, pentru că este acest risc să ținem populația în frig în următoarele 2-3 săptămâni, lucru cu care eu nu sunt de acord. Încă o dată spun, chiar dacă este o sumă de bani, ea nu trebuie plătită mâine, se eșalonează în timp, dar nu prevăd astăzi altă soluție, sau cine o are să o spună. Ca atare, sper că în Consiliul Local, și mulțumesc anticipat liderilor politici care am discutat, pe care am menționat pe de-o parte, celor de grupurile de consilier din Consiliul Local, sper să înțeleagă acest aspect. Eu am spus o vorbă mult, a fost puțin mai este. Eu sunt un om optimist că până la sfârșitul anului, mai exact în luna noiembrie, început decembrie, vom rezolva problema încălzirii pe noua centrală. Aici mai este un aspect, ei ne-au dus la cunoștință că nu mai pot efectua nici transportul și distribuția. Așa cum este cunoscut, la expirat în luna iunie,
licență pentru transport și distribuție. Conform legislației în vigoare, NRSC poate să mai presteze un an de zile fără licență acest serviciu. Ca atare, având în vedere situația prin care ei spun că nu mai pot să asigure acest serviciu, ba mai mult ne propun să constituim comisia de predare recepție a rețelelor care au fost date în concesiune la Termica. Voi propune consilierilor locali ca în perioada următoare, în luna mai, în anul viitor, să facem o licitație pentru transport distribuție separată, pentru că, așa cum se prefigurează astăzi lucrurile, vom avea în continuare de furcă cu societatea Termica, care are o situație deosebită, este în insolvență, sunt bani de recuperat pentru alți creditori acolo și este bine să avem un serviciu stabil și autorizat pe transport și distribuție. Dar sigur că acest lucru, din punctul meu de vedere, se poate întâmpla după ce trecem această iarnă. La fel de important, cred că prețul gigacaloriei va rămâne în această iarnă și după pornirea centralei tot 185, pentru că în urma discuției avute cu grupurile de consilieri, sigur, lumea opinează că atâta timp cât nu se plătește 185 și 250 nici atâta nu se plătească. Ca atare, dacă vom ajunge să pornim pe noua centrală, astăzi, dacă diferența la o gigacalorie este de 260 de lei RON, care trebuie să o plătească primăria, în măsura în care se pornește noua centrală, ce ar trebui să plătească primăria este 57 de lei. În valori absolute, sigur, cifrele sunt mult mai mici, de la 10 de miliarde la câteva miliarde pe lună subvenție pentru cel puțin această iarnă. Sigur, asta vom discuta și cu consilierii locali. În concluzie, sper ca astăzi să aprobăm această creștere de tarif. Sigur că s-au folosit cuvinte grele aici la discuțiile cu administratorii judiciari, de șantaj și așa mai departe. Dumnealor se apără cu legea în mână faptul că nu au posibilitate să furnizeze o marfă în pierdere și nu pot să asume această responsabilitate în fața judecătorului sindic care a numit pentru administrarea acestei societăți care este în insolvență astăzi. Este o decizie destul de delicată, o situație delicată, dar sper să o depășim și să nu sacrificăm populația care e prinsă, ca să spun așa, într-un război între noi și administratorul judiciar la Termica.